În Brazilia, fotbalul este considerat o adevărată religie. Cel mai important eveniment fotbalistic va debuta în această seară la Rio. Ceremonia de deschidere este programată la ora 2 și 14 minute la San Paulo. Spectacolul va dura aproximativ 25 de minute și va fi urmat de la ora 23 de meciul de deschidere dintre Brazilia și Croația, transmis în direct pe TVR1. Peste un miliard de microbiști vor urmări echipele care se vor confrunta pentru Cupa Mondială din Brazilia. O victorie împotriva Croației ar permite Braziliei să înceapă într-un mod ideal Cupa Mondială. Nu încape îndoială că și gorjenii vor urmări în fața micilor ecrane meciurile din campionatul mondial. Un microbist înrăit, primarul municipiului Târgu Jiu, Florin Cârciumaru, a mărturisit că va urmări Cupa Mondială. Cârciumaru are și o favorită, Brazilia. Sunt sigur că toți microbiștii și toți iubitorii de fotbal de seară vor fi în fața televizoarelor pentru a vedea deschiderea campionatului mondial de fotbal. Îmi pare rău că nu suntem printre participanți, dar voi urmări cu mare interes întregul campionat mondial, pentru că este un moment foarte important pentru cei care iubesc cu adevărat fotbalul. Dacă mă întrebați cu cine țin, pot să spun că tot timpul am ținut cu Brazilia și îmi doresc ca ei să câștige campionatul mondial. Și directorul Direcției Județene pentru Tineret și Sport, Horațiu Gorun, a dezvăluit care este echipa sa favorită la mondialele din Brazilia. Întotdeauna, mai ales că sunt un microbist înrăit și sunt poate unul dintre cei care urmăresc fenomenul cu la fel de mare pasiune, chiar dacă este România implicată, chiar dacă nu, din păcate, iată că suntem la un nou campionat mondial la care echipa noastră națională nu participă, dar aștept cu nerăbdare să înceapă acest festival fotbalistic. De mic am ținut cu Argentina și acum sunt fan Argentina, am crescut cu Argentina în Maradona, iar acum aștept la Argentina lui Messi să repete performanța, dar dacă ar fi să analizăm, eu cred că Spania este favorită certă. Și autoritățile locale din județ sunt cu ochii pe Brazilia. Primarul orașului Târgu Cărbunești, Mihai Mazilu, spune că echipa gazdă este favorită. Da, este un eveniment mare sportiv la întreg Mapamondo. Din păcate, noi nu am ajuns acolo, n-am prins biletul de Brazilia. Eu știu, trăim cu speranța în continuare. Sportul, într-adevăr, este sfânt, mai ales acest sport rege. Parcă prea mult industrializat, parcă prea mult din sport, din păcate, se face o afacere. Este un eveniment mare, cel mai bun să câștige, sunt cele mai bune echipe din lume. S-ar părea că, totuși, favorita este echipa gazdă. Noi n-am fost în stare. La capitolul greșeli ale arbitrilor, printr-o premieră la Cupa Mondială, fluierașii se vor folosi de o tehnologie electronică avansată. FIFA a decis să folosească un sistem high-tech de confirmare a golurilor, mult mai precis decât vederea umană. S-a luat această măsură după câteva decizii controversate ale arbitrilor la Cupa Mondială din 2010 și la Campionatul European din 2012.